O femeie de 34 de ani din comuna Glogova a sunat speriată la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor după ce a fost bătută de soțul său. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și din cercetările efectuate a reieșit faptul că un tânăr de 29 de ani din comuna Glogova, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi adresat amenințări și exercitat acte de violență asupra soției sale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare și violență în familie. Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de tânăr.